Salutare, dragilor! Sunt Vizi și cred că vă amintiți de aventura mea cu cei de la Petri, atunci când v-am prezentat cum ajunge carnea de la fermă pe masa noastră. Cred că ați văzut și atunci că ei folosesc doar ingrediente de calitate de la fermieri locali și niciodată, de 8 generații, nu fac rabat la calitate. Dar știați că ei sunt pasionați de grătare? Iar chiar acum este un concurs de maestru de grătar. Haideți să cunoaștem echipa! În dreapta mea, Ondraș! Ce pregătiți voi pe grătar de obicei? Bine ai venit! Oh, bine v-am găsit! Bine te-am găsit! În primul rând, am o familie mare. Alegerea face întotdeauna copii. Oh. Dar preferatul copiilor este mititeiul Black Angus. Așa că alegerea mea este mititeiul Black Angus, după care facem un burger din Angus. Tot din Angus. Văd că voi tot, tot cu Angus, tot cu Angus. Ne place mâncarea bună. Cui nu-i place mâncarea bună? Așa? Dar nu putem lăsa afară nici ceafă marinată și cârnații grill, care e tot preferatul copiilor. Păi sunt curios să vedem ce o să iasă din asta. Dacă ați crezut că la un grill party tot ce trebuie să faci este să arunci carnea pe grătar și ai terminat, vă înșelați, pentru că la un astfel de eveniment fiecare membru al familiei are rolul lui. Hai să vedem ce pregătește echipa lui Ondraș. Ceva colorat. În acest episod am avut onoarea să-l cunoaștem pe Ondraș și pe echipa lui. Dar stați aproape, pentru că în episodul următor vom cunoaște adversarul!